Salut! Sunt Chef Florin Dumitrescu și astăzi vom găti împreună Vegan Bowl aici, în bucătăria Chef la Cuțite. E o poveste foarte interesantă cu acest Vegan Bowl care a început să prindă viață de când veganismul și mâncarea sănătoasă a început să fie la mare modă și la mare căutare. Vegan Bowl-ul este mai mult decât o salată, poate o percepi ca o salată, dar nu toate legumele sunt crude. Se folosesc și multe legume fierte. Pe lângă toate astea avem câteva sosulețe care trebuie să lege tot. Vom începe cu morcovii. Foarte simplu. Aveți două posibilități în a curăța morcovi. Pe jumătate sau pe toată lungimea. Legumele rădăcinoase sunt foarte bune în supe și în stocuri. Vă recomand să tăiați morcovul julien, să-l trageți puțin la tigaie. Prima oară tăiem, pe care îi mai tăiem încă o dată. Un fir de ulei de măsline. Bun. Cât se fac morcovii, dăm înainte cu restul de ingrediente. De aici avem niște ridichi foarte interesante. Pentru ridichi e destul de simplu. Tăiem capetele, tăiem în patru. Îmi place foarte mult ridichia pentru că ridichia e un pic iute. Ok, simt morcovii cum mă strigă. Și să facem un mic dressing pentru ei. Folosim ulei de măsline, piper și puțin oțet. Îmi place foarte mult gustul de ridiche murată și atunci oțetul, din punctul meu de vedere, este ingredientul de bază pentru orice murătură. Bun, hai! Punem în ulei cu oțet, sare și piper, amestecăm. Parcă au prins un pic de viață. După cum se poate vedea, a început să se caramelizeze și asta mi se pare foarte interesant la morcov, pentru că morcovul are o cantitate ridicată de zahăr și e dulce în mod natural. Nu are așa mare nevoie de un adaos de zahăr când vrei să faci morcov caramelizați. Piper. Punem morcovii într-un bol. Îi lăsăm aici. Pregătim următorul ingredient care ajunge în tigaie, și anume zucchini, dovlecelul bio. La fel ca la morcovi, facem o tăietură destul de subțirică, în așa fel încât să păstrăm fermitatea dovlecelului și să ne bucurăm de o farfurie ușor crocantă și gustoasă. Ce vrem noi să folosim este doar partea de coajă care cuprinde foarte, foarte puțin din miez. Vom folosi aceeași tigaie în care am călit și morcovii. De data aceasta, la dovlecei trebuie să ne mișcăm un pic mai repede, pentru că nu vrem să-i gătim foarte mult și nu vrem să-i lăsăm foarte mult timp în căldură. Scoatem dovlecelul. Deci avem morcovii, dovlecei și ridichile murate. Tot am tigaia aproape încinsă. Aici să ne apucăm de năut. Un cățel de usturoi și foarte puțină ceapă tocată. Bun. Ulei de măsline, ceapă și usturoi. Foia. Avem chili flakes. Sotați. Ce arată super delicios. Iar acum, roșii și castravete. Tăiați roșia felii, rondele, cuburi, pătrățele, în funcție de preferințe. Castraveții, la fel, fie rondele, fie semirondele. Am și castraveții, avocat. Wow! În momentul în care aveți un avocado mai copt, trebuie să vă grăbiți să îi puneți lămâie ca să nu oxideze. Ulei de măsline și sare. Am o furculiță și zdrobim. Perfect. Nu e chiar un guacamole, este un avocado pisat. Pentru a fi un guacamole ar mai trebui să mai intre câteva ingrediente, dar nu vrem să facem un sos guacamole, pentru că vom face un sos vinegre. Avem muștar, oțet și emulsionăm cu ulei de măsline.
Acesta va fi practic liantul între toate ingredientele. Și dacă vreți, pentru un plus de dulceață, oricând, miere. Ce avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și ultimul element, tăiem felile de avocado. Jumătatea cealaltă de lămâie pe care am păstrat-o. Plating! Hai să montăm câteva frunze de spanac, baby spanac, spălate, după care năutul, dovlecei, morcovii, ridichile, avocado, pasta de avocado, care roșiile și castraveți, aici lângă sala. Și acum vinegreta, care este practic liantul acestei farfurii. Vegan bowl-ul este preparatul foarte flexibil care poate îmbrățișa orice ingredient îți place. Un răspăr la gătit și poftă bună!